Astăzi, potrivit calendarului internațional, este ziua partenerilor de viață. Asta înseamnă ziua soțului, ziua soției, iar noi ne-am propus să descoperim care este setul de reguli de care ar trebui să ținem cont, ce presupune codul bunelor maniere într-o relație. Alături de noi în această dimineață este experta în protocol, Ariana Trofim. Bună dimineața și bine ai venit! Bună dimineața! Felicitări, apropo, este o zi importantă, zic eu, pentru toți cei care fac parte dintr-o relație, din acea structură funcțională. Mulțumesc tare mult, dar există niște reguli, apropo, în familie, în cuplu? Trebuie să ținem cont de anumite chestii? Da, sunt câteva reguli comune, așa, individuale pentru fiecare, dar aș începe de la aceea că fiecare cuplu, de fapt, își deține individualitatea sa. Deci, da? Regulile date nu ar putea să fie scrise pe ușă și, uite, ești obligat să le respecti și nu poți altfel, dar totuși. Sunt câteva reguli de etichetă care ar facilita o viață de cuplu mai elegantă și mai liniștită și mai de înțelegere. Wow. Da? Da. Asta, printre ele s-ar regăsi, în primul rând, ordinea. Da? Asta este despre lucrurile care nu se aruncă în diferite locuri, atât de către partea feminină, cât și de partea masculină, pentru că, cumva, nu este frumos. Cineva se primește că este deranjat de acest lucru sau trebuie să-l strângă după cineva, așa. Da? Deci se impun anumite consecințe. După care este regula de a bate la ușă în caz că noi intrăm într-o cameră personală a copilului, de exemplu, sau, să zicem, în baie când acolo este soțul, da? Deci nu intrăm așa pur și simplu, uite, am intrat și mie îmi trebuie acum și gata, da? Deci aceste reguli cu a bate la ușă, ceea ce este și în viața de zi cu zi, de fapt, în diferite birouri, când intrăm la cineva la serviciu, asta ține de colegii, respectarea spațiului personal, da, și iată, aici această regulă tot se aplică în viața de cuplu, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Este aspectul punctualității în familie, asta tot este o regulă comună. Cel mai mult se recomandă de a fi respectată pentru cine? De exemplu, în cazul în care este o cină acasă, da, sau aveți o tradiție în fiecare seară să cinați împreună, este bine din partea fiecăruia să se spună, uite, pentru mine ar fi ora 7 sau în caz că s-a înțeles la anumită oră, dacă este întârziere de 15 minute, 20, acolo noi se preîntâmpinăm despre acest lucru, cum și se preîntâmpină în toate restul cazurilor când urmează a fi o întârziere. După care noi, pentru că fiecare din noi are sarcinile planificate, da, din timp și cumva trebuie să fie un respect oarecare. Și avem anumite așteptări. Da, absolut. Din partea bărbatului este principiul galanteriei de a îngriji femeia, da, cu delicatețe, de a respecta anumite reguli ce țin de confortul acesteia, de a nu fuma în prezența ei dacă partenerul fumează, da, de a cere voie ca și cum dacă nu ar fi deranjat-o, sau a pleca în altă cameră, după care este deja grija asta față de femeie de a o ajuta a se așeza, chiar ai ajuta cu scaunul, da? E bine, deci, să se practice, niște momente să de eleganță. Absolut, da, pentru că pe urmă, peste ani, știți cum relația asta devine cumva fără momente de eleganță. Și, da, dar ele când deja sunt prezente, ea este mult mai frumoasă din acest punct de vedere. Pentru femei deja este grija iarăși față de bărbat și iarăși, noi ca femeile trebuie să respectăm anumite norme de etichetă și eleganță nu doar în afara casei, dar și în casă. Ceea ce ține de igienă, grija față de sine, da? Că bărbatului să-i fie plăcut alături de o femeie. Adică atunci când vine soțul acasă, trebuie să fii totuși îmbrăcată, să fii pieptănată, da, să arăți corespunzător. Să-l întâmpini așa frumos, cum și-ar dori el să te vadă. Da. Eu nu sunt psiholog, dar mi-a spus, soțul chiar mi-a spus, așa, știi, Ariana, uite, iată, eu când îmi amintesc de tine, îmi amintesc de primele dăți când te-am văzut. Uite, iată, asta, așa mi-ai rămas tu mie, iată, când eu îmi amintesc ceva. Impresia a fost creată. Da, da, da. Și cumva, atunci eu am fost aranjată, frumoasă, machiată, stăteam, mâncam ceva cu grijă față de tacâmurile care le utilizam, așa, da? Și cumva aspectele astea trebuie respectate și pe parcurs. Și asta se educă frumos dacă o femeie
are grijă de tăcâmurile care le utilizează, ca toate ustensilele astea să fie conform normelor etichetei, atunci copiii și toți în jur o urmează și este un exemplu frumos în acest sens. Aha, da, apropo, mai sunt valabile aceste tradiții de galanterie? Să deschidă soțul ușa la intrare sau la mașină? Absolut. Cine intră primul în ascensor? Dacă bărbatul. Așa. Dacă femeia și bărbatul sunt deja căsătoriți, asta nu înseamnă că bărbatul și-a pierdut toate abilitățile de cavaler. Da? Adică, iarăși, îi se oferă locul unei femei, da? Îi se deschide ușa într-o mașină, da. Se are grijă de ea absolut. Îi se ia paltonul sau haina. Da, când se intră într-un restaurant și asta este absolut normal. Totodată este așa un moment, iarăși ce ține de norme, de bune maniere, de a nu întrerupe unul pe altul când se vorbește. Asta în rezultat asigură nu cerți, da? De ce? Pentru că dacă nu te întrerup, nu se ridic vocele și nu se parcurge la un scandal în casă, da? Asta este o regulă tot tare bună, care merită a fi utilizată și chiar dacă este o relație de cuplu sau de căsătorie sau deci, este aplicabilă regula cine invită, acela plătește. Adică, dacă femeia o invitat bărbatul într-un restaurant, asta înseamnă că ea pe dânsă urmează să o servească. Da, și ce se întâmplă cu acea expresie? Banii mei sunt banii mei, banii tăi sunt banii noștri. Nu mai e valabil? Nu știu, eu cred că uneori este adevăr în asta. Este. Da, dar dacă noi îl invităm... Trebuie să ne asumăm. Trebuie să ne asumăm acest lucru. Adică nu putem să-l invităm, hai la film, dar hai plătește. Nu-i frumos. Dar ai putea să zici, hai să mă inviți la film? Nu, asta e altfel. Dar dacă noi, adică din partea cărui parvine invitația, acea persoană este cea care achită pentru unde nu s-ar duce. Eu nu știu de ce Ariana practic s-a șters din arhetipul bărbatului, ăla dominant, masculul, alfa, vânătorul de mamuți, da? Și bărbații rămân a fi foarte puternici. De cealaltă parte, noi femeile susținem că avem aceleași drepturi, că ne descurcăm foarte bine fără implicarea bărbaților, dar atunci când ne convine, jucăm rolul de super sensibilă, iar bărbaților nu li se permite asta. Înseamnă că trebuie să ținem cont cu toții de aceste reguli. Sunt valabile pentru ambii parteneri. Absolut. Așa. Sunt, da. Există, apropo, niște reguli de urmat în privința copiilor, de exemplu? Partenerii de viață ar trebui să se giugiulească față de copii, de exemplu, zic și eu. Oricum, romantismul ăsta de familie trebuie să fie prezent. Deci eu nu cred că aici sunt reguli ceva protocolare sau de etichetă, dar s-ar încadra de a nu întrece anumite limite, da? Sigurat. Da, dar în ceea ce ține de o îmbrățișare sau un sărut pe obraz. Este permis și este chiar recomandat. Este ok, da. Deci aici este ca și în public. Nu o să te duci în public să întreții relații sexuale, de exemplu. Chiar așa. Da. Da, dar oricum copilul poate fi prezent la acțiunile astea emoționale pentru că el și învață, de fapt. Absolut. Și lui îi place când totul este bine în familie. Copilul este liniștit atunci când în familie este bine. Cui nu-i place lăcrămeara în primăvară? Ariana, mulțumim tare frumos pentru aceste reguli. O să fim mai responsabili. Mai atenți la ce trebuie să respectăm. Te mai așteptăm cu mare drag.